Bună seara! Bine v-am regăsit! Vă invit și astăzi să-i cunoaștem pe câțiva dintre ambasadorii culturali ai României în lume, artiști apreciați peste hotare și care au păstrat o legătură profundă cu țara lor de origine, unde revin cu plăcere de câte ori au ocazia. Trei muzicieni de top ai scenei internaționale, Rodica Vică, Clara Cernat și Thierry Ulie, s-au reunit în cadrul unei serii inedite de concerte conversații. Este vorba despre turneul intitulat Romanian Music Journey, care a cuprins 5 orașe europene, Montauban, Viena, Iași, București și Cluj-Napoca. Proiectul a fost organizat de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și ne-a prilejuit întâlnirile memorabile din această seară, cum este cea cu renumita sopran Rodica Vică. Chiar dacă nu se află la primul interviu pe care îl acordă emisiunii noastre, ne bucurăm că distanțele s-au redus considerabil și de data aceasta suntem împreună în studio. Bună seara! Bună seara și mă bucur enorm să mă aflu alături de tine în studio. Știi cât de mult mi-am dorit să ne întâlnim în persoană, chiar dacă noi am stat de vorbă. Într-adevăr, transmisiuni de la Viena, acum iată-mă aici și sufletul meu e plin de bucurie. Mă bucur această întâlnire și pentru că știu că ești o persoană care îi place foarte mult să călătorească. Nu-i place să fie legată de un anumit loc, așa că e o întâmplare fericită. Dar în acest context, cum a fost anul acesta, după întreruperile din 2020? Într-adevăr, așa, încet, încet, la finalul primăverii am reînceput să călătoresc din motive profesionale, ceea ce, cum ai spus și tu, mă bucură enorm, pentru că mie nu-mi place să stau, iar a călători pentru un act profesional mi se pare cel mai interesant. Lăsând la o parte că îmi place să călătoresc și din motive personale, să descoper lumea atunci când am micile pauze dintre proiecte, dar într-adevăr, anul acesta a fost mai bine comparativ cu 2020, când am fost blocați eu la Viena, când am pregătit proiecte online nenumărate, dar când mi-aș fi dorit tare mult să vin în sala de concert și să mă întâlnesc cu publicul meu pe care îl iubesc atât de mult. Ai reușit să rămâi totuși în atenția publicului, să rămâi activă și să ai proiecte numeroase chiar și în această perioadă și se știe că ești solist invitat al multor opere și filarmonici atât în România cât și în străinătate, dar și câștigătoare a numeroase premii naționale și internaționale. Ai încheiat studiile doctorale la Universitatea Națională de Muzică din București. Dar care crezi că sunt elementele, trăsăturile care stau la baza acestui succes? Probabil că sinceritatea mea față de muzică, de compozitori, de concepte, de operă. De fapt, totul a început foarte devreme, din perioada copilăriei alături de familie, care mi-au insuflat această importanță pentru muzică și pentru cultură. M-am născut într-o familie de intelectuali, muzica clasică a fost mereu prezentă în casa noastră și asta probabil că m-a obligat să merg pe acest drum și iată să ajung și la un succes pe care niciodată nu l-am plănuit sau niciodată nu l-am gândit, însă spre bucuria mea am succes datorat publicului care apreciază atât de mult ceea ce fac. Sunt convinsă că este o relație reciprocă. Nu este doar meritul meu, ci și al mentorilor mei, al familiei mele. Cum îți spuneam, am avut parte de un mentor extraordinar, Eleonora Enăchescu, care mi-a fost alături 12 ani, însă din păcate nu se mai află printre noi, însă în permanență ea este cu mine, întotdeauna pe scenă, întotdeauna în sala de studiu, întotdeauna în perioada mea de cercetare, în biblioteci, când caut partituri noi. Ea este acolo și parcă îmi ghidează pașii spre succes. Te-ai născut la Ploiești, ai studiat la București și locuiești la Viena, dar unde te simți acasă? Există un astfel de loc? Acasă mă simt unde mi este familia, iar familia călătorește foarte mult cu mine, probabil și din motivul că ei știu că mă simt acasă când ei sunt cu mine. Deci n-aș putea să spun că România este acasă sau că Viena este acasă, acolo unde familia este alături de mine, însă publicul pe care îl simt cel mai aproape este publicul din România. Este publicul cu care m-am format, este publicul care a reacționat la performanțele mele, care cumva m-a încurajat să merg mai departe, este publicul care mi-a oferit iubire, dar este totodată și publicul care a știut să fie critic atunci când a fost momentul, la începutul carierei mele, când e foarte important să simți pulsul, să simți reacția publicului, iar
Din aceste motive, publicul din România mi este practic cel mai apropiat de suflet. De aceea mi-e și foarte drag să revin în România, chiar dacă de multe ori eforturile sunt mari, trebuie să călătoresc, cine știe, de pe alt continent să ajung în România, dar când vin în fața lor, știu că mă simt acasă, iată. Da, și ai revenit în acest an cu câteva spectacole speciale pe care sigur publicul le-a apreciat și mă gândesc, de exemplu, la premiera românească a oratoriului Strigoi de George Enescu, alături de dirijorul Gabriel Bebeșelea și de alți muzicieni extraordinari. Cum ai trăit această experiență? Într-adevăr, la 2 ani după premiera mondială de la Berlin, alături de Orchestra Simfonică Radio Berlin, la Concerthaus Berlin, deci de la premiera mondială care a avut loc în 2019, m-am bucurat enorm să aducem această capodoperă enesciană în premieră românească, ca publicul român să cunoască acest oratoriu. Enescu a compus această muzică, bineînțeles, într-un mod genial, pe text de Mihai Eminescu. Este practic singura lucrare vocală cu text românesc în creația enesciană, deci a fost o responsabilitate incredibilă pentru mine să dau viață rolului reginei, regina pe care Enescu a iubit-o dintotdeauna, cu care a avut întotdeauna o relație de suport, de sprijin din partea monarhiei românești. El, pe lângă rolul pe care l-a preluat din poemul lui Eminescu, a dat valențe extraordinare acestui rol, iar colaborarea cu Gabriel Bebeșelea, ca dintotdeauna, a fost o colaborare extraordinară. Cu el deja colaborez de foarte mulți ani, este un dirijor care cunoaște vocile foarte bine, iar vocea mea o cunoaște și mai bine. Întotdeauna mă distribuie în lucrări de foarte multe ori necântate, tocmai pentru că el consideră că particularitățile vocii mele sunt potrivite pentru aceste lucrări și iată, așa m-a și distribuit în Strigoii de Enescu, nu pot decât să-i mulțumesc, iar eu să mă bucur că am adus această capodoperă în fața publicului festivalului George Enescu. Am vorbit de altfel la TVR Internațional și despre turneul internațional și inovator intitulat Just Vivaldi, care comemorează 280 de ani de la dispariția lui Antonio Vivaldi. A inclus și concerte în România, dacă nu mă înșel. Așa este. Inițial a fost gândit ca un turneu internațional, însă aflându-ne în lockdown, nu am mai putut călători. Atunci partenerii noștri, multe ICR-uri din străinătate, partenerii din România, au preluat aceste concerte în format online. Alături de Asociația Muzica Ricercată am putut să ducem la bun sfârșit acest proiect. De asemenea, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură au fost mereu alături de proiectele noastre și iată și de această dată această asociație incredibilă ne dă încredere să mergem mai departe, chiar și în perioade foarte grele. Iar Just Vivaldi, după un itinerariu online în care am adus publicul pe platformele de socializare, l-am adus mai aproape de sufletul nostru, va veni și în România în format live. La început lunii noiembrie, la Timișoara, Ploiești și Sibiu și sunt convinsă că în 2022 vom continua să-l aducem cât mai des în România în permisiunea programului nostru. Ai lansat o invitație la visare împreună cu Clara Cernat și Thierry Hulier. Cum a fost alcătuit repertoriul acestui minunat turneu organizat de aceeași Asociație pentru Muzică, Artă și Cultură? Într-adevăr, Romanian Music Journey este o idee care mi-a venit mie alături de fondatorul Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură. Ne-am dorit să aducem un omagiu genilor muzicale românești, deci practic aniversăm compozitorii români cei aniversați și comemorați în 2021, tocmai pentru a le aduce acest tribut meritului lor de a ne dărui o muzică de o inestimabilă valoare. Este într-adevăr un proiect care are un parcurs prin identitatea noastră existențială. Pornim de la copilărie și iată, interpretăm cântece de leagăn și cântece de joc, după care ajungem
în perioada de maturitate a noastră și ne-am concentrat lucrările pe tema iubirii împărtășite sau neîmpărtășite și finalizăm concertul nostru cu o perioadă de rămas bun, deoarece compozitorii români au fost foarte inspirați de această perioadă și nu numai, îl avem în programul nostru și pe Mihai Eminescu, cel care a scris ultimul poem, Stelele în cer, gândindu-se la nemurire și gândindu-se cum să-și ia rămas bun de la această lume, dar totuși să privească de undeva deasupra norilor. Deci, iată, am făcut așa un arc peste timp și spațiu prin viața noastră și sunt convinsă că foarte mulți vor rezona la un anumit moment cu programul nostru muzical, iar publicul în tot acest turneu a fost extrem de emoționat de lucrările și opusurile muzicale pe care noi le-am prezentat în cadrul acestui proiect. Chiar și publicul din afara țării. O, da. Publicul din afara, de altfel, așa a și pornit ideea noastră. Ne-am pus întrebarea de ce europenii iubesc muzica românească. Exact. De aici a pornit practic tot firul nostru. Am vrut să aducem, am simțit că ei iubesc muzica românească, dar nu știu de ce. Și am vrut să le aducem răspunsuri, să prezentăm acest proiect ca fiind un răspuns muzical, dar și verbal, deoarece eu stau de vorbă cu muzicienii pe scenă, povestim publicului nostru cum ne-a venit ideea și care este conceptul din spatele acestui proiect. Iar publicul de la Viena și din Franța a reacționat extraordinar. La Viena am avut onoarea de a interpreta acest program în prezența excelenței sale, domnul ambasador Emil Hurezeanu, care a fost atât de încântat că aducem valoarea repertoriului românesc în fața publicului internațional și practic prezentăm cât suntem de valoroși, pentru că suntem valoroși. Care sunt cele mai memorabile experiențe profesionale pe care le-ați trăit de-a lungul carierei? Există concerte și producții de operă pe marile scene, cum ar fi Concerthaus Berlin, Musikverein Wien din Viena, Teatrul La Fenice, Veneția, Filarmonica din Stuttgart, însă de fiecare dată pentru mine, la finalul fiecărui proiect, mi se pare că acesta a fost cel mai marcant pentru mine, cel mai important, cel mai aproape de sufletul meu. Ceea ce înseamnă că până la urmă, trăgând linie, toate mi-au fost la fel de importante și n-aș putea să le clasez într-o anume ordine. Ce pregătești după acest turneu internațional Romanian Music Journey? După cum îți spuneam, Just Vivaldi intră foarte repede pe pupitrul meu de note. Deja mă așteaptă la Viena tot repertoriul pentru a relua și a-i da poate o altă notă, pentru că orice repertoriu prinde viață în momentul în care îl creezi și niciodată nu e la fel, chiar dacă se întâmplă să repetăm programe de concert, de parcă de fiecare dată e un program nou. Deci Just Vivaldi, după care urmează Only One Diva Allow, un proiect inițiat în Austria și Polonia, alături de Irina Marina și Pavel Ianaș, un acordeonist extraordinar din Polonia, de fapt cel mai bine cotat acordeonist polonez. După care vine perioada de Crăciun, deci vor fi concerte de Crăciun cu colinde, bineînțeles, și colinde românești. Și, într-adevăr, anul 2022 aduce noi debuturi în operă și revederea cu publicul din România, despre care am să vă dau detalii la momentul acela. Mulțumim foarte mult încă o dată, Rodica Vica, a fost o bucurie. Sper să repetăm aceste întâlniri și să împărtășim publicului minunata energie pe care o transmiți pe orice scenă, iată. Mulțumesc și eu și aștept cu nerăbdare să ne revedem. Mult succes în continuare. Mulțumesc. Mai bine și multă inspirație. Mulțumesc. Violonista Clara Cernat împreună cu pianistul și compozitorul francez Thierry Huillier sunt la rândul lor protagoniștei turneului Romanian Music Journey, iar Clara Cernat este invitata noastră în această seară și îi mulțumim. Bună seara! Bine ați venit la TVR Internațional, e o mare bucurie că vă aflați aici. Și pentru mine. Spuneam că proiectul care v-a adus în România are un concept inovativ, concertul conversație. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru? Ne adresăm publicului, de la om la om, și programul are așa un sens care este sensul vieții umane, de la naștere, maturitate, deci iubirea, pentru că o viață umană fără iubire
nu există pentru mine, împărtășită sau neîmpărtășită, și rămas bun. Sigur, publicul nu trebuie să se aștepte să plece cu lacrimi în ochi. Rămas bun poate fi și foarte senin, va fi un program minunat și vom termina pe o notă optimistă. Și tema este una interesantă. De ce iubesc europenii muzica românească? De ce o iubesc chiar? Ați aflat? Eu trăiesc cu un francez, Thierry Huillet, care vorbește perfect limba română. Bineînțeles, el este cucerit de cultura românească și de muzica românească și de îndată ce a cunoscut-o, a iubit-o. Și observ că publicul nu numai european, din lumea întreagă, prin concerte pe care le-am dat eu sau la care am asistat în programul cărora era muzică românească, oamenii nu cunosc a priori ce vor asculta. Însă sunt foarte curioși și foarte deschiși și iubesc. Asta este o muzică la care aderă imediat. Asta e un semn bun și nu se poate minți cu asta. Ne-ați oferit cu această ocazie și mai multe motive și explicații, da, pentru această iubire, pentru aceste sentimente. De altfel, știu că Thierry Huillet a și compus împreună cu dumneavoastră, dacă nu mă înșel, mai multe rapsodii pentru vioară și pian pe teme românești. Da, 4 rapsodii compuse în 2020, pe care le-am înregistrat deja, pe teme foarte diferite, rapsodii foarte diferite. Rapsodia întâi este amplificarea melodiei Căruța Poștei a lui Grigore Ajdinicu, cântată de el, foarte celebră. Rapsodia a doua este o suită de hore, foarte rapide și virtuoze, extraordinare. Rapsodia a treia, pe care vom cânta și în cadrul acestui turneu, Valahia, conține teme foarte contrastante, Ceasornicul, Sârba lui Pompieru, pe care a folosit-o și George Enescu în una din rapsodiile sale, Sârba concertantă, dar și Ciocârlia, la sfârșit, care aparține lui Angheluș Dinicu. Prima audiție a Ciocârliei a fost la Paris, la expoziția universală din 1889, la care taraful lui Angheluș Dinicu a obținut medalia de aur din toate taraforile europene. Și rapsodia a patra, pe care vom cânta de asemenea în acest turneu, care împletește teme culese de către Dimitrie Cantemir, deci care fac parte din patrimoniu la începutul secolului XVIII, toate datează în jur de 1700, cu teme ale Mariei Tănase, Lume, Lume, Un țigan avea o casă, Ciuleandra, Blestem. Este o aventură și o călătorie în timp. Eu am cules temele, iar Thierry Huillet, cu experiența sa componistică, deoarece este un compozitor care are peste 100 de opusuri și este cântat de toate orchestrele lumii, el are experiența, a și orchestrat aceste rapsodii, deci nu numai pentru vioară și pian, ci vioară și orchestră, însă la bază cred că a fost un dor de casă din partea mea, pentru că, știți, în confinare aveam timp. Și fiecare om se conectează cu esențialul, cu originile, cu aminturile cele mai dragi, bunicii care nu mai există și ce ascultam eu, ce îmi place mai mult. Și am ales aceste teme, iar el mi le-a împletit, le-a... ca o coroană, așa. E ceva foarte frumos și are o mare, cum să vă spun, o mare semnificație, încărcătură emoțională. Iar în viața mea este un proiect foarte important. Cum a reacționat publicul la această propunere? Extraordinar. Extraordinar, atât la versiunea vioară și pian, cât și versiunea vioară și orchestră, pe care am înregistrat-o deja cu orchestra de cameră din Toulouse, iar muzicienii erau fascinați și am simțit cum au putut adera la muzica sa atât de frumoasă, de pasionantă și instinctivă, care vine direct din folclorul nostru, ruptă, frântă din folclor. Da, sunt fericită pentru că publicul adoră această muzică. De altfel, duo Clara Cernat-Thierry Huillet este cunoscut pentru promovarea muzicii românești și vreau să vă întreb dacă tot dragostea pentru muzică, tot muzica v-a adus împreună, pe scenă și în afara ei. Da, bineînțeles. Ne-am întâlnit la Festivalul Tchaikovsky în 1994. El reprezenta Franța, eu România. Bineînțeles, pasiunea noastră pentru muzică a făcut ca drumurile noastre să se încrucișeze.
suntem un cuplu care are deja mulți ani, începem să numărăm deceniile. Mulțumesc, dar eu nu sunt genul să fiu tristă pentru că îmbătrânesc, găsesc că fiecare an în viață ne aduce ceva. Și este un atu să fi trăit un an în plus. Bun, prost, așa cum e el, adăugăm ani și adăugăm experiențe. Clipe și experiențe de viață. Și asta e iubirea noastră, prin muzică și... durează încă. Vă dorim să dureze cât mai mult, dar vă rog să le reamintim telespectatorilor noștri și cum a început povestea dumneavoastră de cetățean al României de dincolo de granițele țării. Eu la început am avut o bursă de la o fundație din Liechtenstein pentru a am continua studiile după absolvirea Academiei de Muzică din București în clasa mare lui maestru Ștefan Gheorghiu și am ales să continui cu maestru Tibor Varga la Sion, în Elveția. Avea o școală de înaltă virtuozitate, numai violoniști, era o școală privată. Și am trăit în Elveția, studiind foarte mult, după care iubirea pentru Thierry și povestea noastră de dragoste mi-a arătat drumul. Nu, eu nu fac parte dintre românii care planificasem deja să studiez în străinătate și să rămân în străinătate. Destinul. Și eu cred în forța destinului, fără să citez opera lui Giuseppe Verdi, însă forța destinului are un mare impact în viața umană. Eu mi-am ascultat sufletul, am trăit împreună cu Thierry și am început duo-ul nostru, bineînțeles am început să înregistrăm operele lui Enescu. În mod natural ne-am stabilit în Franța, pentru că el este francez și am revenit des în țară. Thierry a învățat perfect limba română și pentru asta îi sunt foarte recunoscătoare pentru că a făcut-o încă de la început și el, mititelul, n-a putut să țină secretul. Deci după 5 zile, după ce se pusese la acolo pe studiu, mi-a scris deja o scrisoare de dragoste pe care o am și acum am vioară, foarte drăguță, cu o singură greșeală unde pune el un semn de întrebare. Deci nu era prea sigur că e tocmai așa, dar avea un dubiu. Deci vorbind română în fiecare zi acasă, nu m-am simțit niciodată foarte departe de casă. Și mulțumim și noi maestrului Thierry Ulie pentru exemplul pe care îl oferă de atâția ani și îl salutăm cu acest prilej. V-ați afirmat pe plan internațional, spuneam, imediat după absolvirea universității, ați fost selectată printre cele 8 mari talente ale Europei. De atunci cariera dumneavoastră a evoluat pe multe scene importante ale lumii, în Asia, America de Sud, Europa de sigur. Care sunt scenele, locurile, spectacolele care v-au marcat în mod deosebit? Sunt mai multe, însă mie îmi place foarte mult publicul sud-american. Găsesc că are un mod de a trăi muzica, bineînțeles, nu se manifestă în timp ce cânți, însă una din amintirile cele mai călduroase și care rămâne acolo cotlonită în suflet este la Buenos Aires, într-o sală foarte mare și cred că era centrul Kirchner și am cântat, iar una din piese care nu era cea mai virtuoză, La Meditation de Thaïs de Jules Massenet, Meditația lui Thaïs din opera Jules Massenet, după ce am terminat ultima notă, cred că erau 2000 de oameni în sală, deci nu mi se limpezise arcușul și am auzit, wow! Erau 2000 de oameni să facă asta și l-a ieșit din suflet. Iar pentru mine asta e de neuitat, pentru că nu se comandă, nu se poate inventa. Noi, de fapt, ce căutăm este un schimb uman. De asemenea, nu atâta sala, bineînțeles, am avut șansa să cânt chiar înainte de pandemie în cea mai mare sală din Seul, Seul Art Center sau Beijing National Opera, dar nu mărimea sălii contează. Calitatea ascultătorului și legătura asta invizibilă care se creează cu persoana care te ascultă în direct. Este o mare onoare pentru mine să fiu ambasadoarea muzicii țării în care m-am născut și locului care mi-a dat viața, ați declarat într-un interviu. Dar pentru că ați vorbit despre casă, unde vă simțiți acasă acum? Bineînțeles că aici.
dar călătorim foarte mult, m-am obișnuit să mă adaptez foarte ușor oriunde. Deci sunt o persoană adaptabilă și nu pot să spun că mă simt acasă, dar mă simt foarte bine în multe locuri. Dar cum ați descrie experiența acestui turneu care ne-a prilejuit această întâlnire, Romanian Music Journey? Este minunată, este minunată. Soprana Rodica Vica este o persoană foarte, foarte intensă, foarte densă ca persoană, nu numai ca artist, cu o voce minunată. Pe Teril Vie îl cunoșteam, deci suntem practic 2 plus 1, deci acest trio s-a format imediat. Toate repetițiile s-au petrecut într-o ambianță extraordinară și foarte creativă, pentru că în afară de lidurile și cântecele populare pe care le cântă, unele dintre ele sunt pentru voce și pian, există și rapsodiile pentru vioară și pian, dar Thierry Huillet a adaptat mai multe melodii pentru acest trio. Deci, el fiind compozitor, a adaptat câteva foarte frumoase melodii, dintre care Stelele în cer a domnului Bretan, pe ultimul poem al lui Eminescu, care a fost descoperit în buzunarul lui după moarte, sună extraordinar pentru voce, vioară și pian. Ce pregătiți după acest turneu, Romanian Music Journey, din Franța, Austria și, iată, România? Pe 29 revenim în Franța, iar pe 30 zburăm deja către Singapore, unde Thierry Huillet este invitatul de marcă, eu sunt vioara solo, în deschiderea festivalului Voila, festivalul cel mai important festival al Franței în Singapore, cu orchestra din Singapore, care va cânta piesa sa, Micul Prinț, în care eu voi fi vioară solo. Iar după Singapore, direct mergem la orchestra de la Suisse Romande, la Geneva, care va cânta și ea de 8 ori, începând cu 6 noiembrie, deci Singapore este înainte, această piesă minunată, iar eu voi pleca la Sevilla, la teatru din Sevilla, unde am un recital cu o altă prietenă, Carmen Martinez, pianista, iar vioara solo la orchestra de la Suisse Romande este tot un român, Bogdan Sforișteanu, și el va realiza partea vioarei solo la Victoria Hall, la Geneva, iar Thierry va fi mereu la pian. Este o agendă densă în ciuda restricțiilor sanitare. Este foarte greu să călătorești în momentul ăsta, exact. Cred că toată lumea e la curent. Însă noi ne-am luat inima în dinți și ne-am zis, nu se poate. Nimic nu poate fi de nedepășit. Oferind publicului, iată, bucuria acestor spectacole și vă mulțumim și vă dorim să existe cât mai multe astfel de experiențe, astfel încât și telespectatorii noștri să vă poată urmări în țară și nu numai. Vă mai așteptăm la TVR Internațional cu noutăți legate de activitatea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc! Vă aducem în atenție un dialog poetic, inspirat de actuala pandemie, între poeta și traducătoarea Ioana Ieronim, rezidentă la Washington DC, și poeta Dagmar Dusil, născută în Transilvania, dar stabilită în Germania. Detalii despre recent lansatul volum aflați din interviul realizat de Sandrino Gavriloaia cu poeta Ioana Ieronim. Ioana Ieronim, cel mai recent proiect editorial la dumneavoastră se numește Și trec autobuze goale. Este vorba de un dialog în poezie, un dialog transatlantic între dumneavoastră și Dagmar Dusil, o poetă născută în Transilvania, stabilită în Germania. Ce ne puteți spune despre acest proiect editorial? Ideea unei cărți dialog de poezie la timp de pandemie a fost ideea lui Dagmar Dusil. Ea este o prietenă de demult, este săsoaică din Sibiu, dar de 10 și 10 de ani stabilită în Germania, și ideea ei a fost să avem un dialog de poezie, ea în limba germană, pe care eu o cunosc de copil, și eu în limba română. Româna ei este excepțional de bună. Acest dialog din două orașe, Bamberg, orașul ei german, și Washington, orașul american, în care mă aflam, amândouă fiind blocate de pandemie. Am stabilit de la început ca acest dialog să fie autentic, și autentic a și fost, pentru că, iată, titlul Și trec autobuze goale
Acest titlu românesc vine dintr-o poezie a mea inspirată de o poezie a ei care dă titlu, unde autobuzele din Bamberg treceau fără ca nimeni să stea în ele, cum se exprimă ea. Deci, dialogul a fost autentic și hotărârea noastră a fost să ne și traducem între noi poeziile și să facem o ediție bilingvă. La aceasta s-a adăugat ilustratoarea Gerhild Wächter, care a făcut acest colaj. Este o artă rafinată în alb-negru. În germană se numește Scherenschnitt și este un cuvânt pe care nu pot să-l traduc, dar înseamnă cu tăietură de foarfecă, așa cum făcea Matisse. Deci în tehnica aceasta, ilustratoarea Gerhild Wächter, ea însăși născută în țara Bârsei și de mult locuitoare în Germania, a ilustrat poemele noastre. Și Emil Hurezeanu, un alt transilvanean și fost ambasador al României în Germania, a făcut prefața. A făcut postfața, iar acum este ambasador tot în lumea germanofonă la Viena. Deci a făcut postfața din Viena, el fiind tot un sibian. Astfel încât Transilvania noastră, nu chiar atât de extinsă, iată, meridian după meridian ne-a unit, pandemia care ne-a unit. Cum nu ne-am fi dorit, dar iată că ne-a unit. A apărut la editura Pop Verlag, editura lui Traian Pop, care de câțiva ani a avut curajul și are succesul de a edita cărți foarte valoroase de autori precumpănitori români sau legați de România cumva. Este o producție editorială impresionantă. Este o editură din Germania. Este din Germania, da. Într-un interviu mărturiseați că puțină recluziune nu strică scriitorului. De ce? Aș spune că, din experiență personală, și asta chiar e o mărturisire, întotdeauna va fi o tensiune între trăire și mărturisire. Întotdeauna. Adică viața te trage cu multele ei nevoi sau tentații, sau amândouă, uneori într-un mod foarte intens, însă scrisul propriu-zis este oglindirea, este momentul tăcerii și concentrării în care ceea ce s-a întâmplat și ceea ce este în jur se absorbe în expresie. Da, este nevoie de recluziune pentru aceasta. Să înțeleg că este un proiect provocat de pandemie și inspirat în același timp de pandemie? Tema era pandemia și bineînțeles că cel puțin în ce mă privește, poate am deviat puțin nicicolo la alte teme de totală actualitate. Unul dintre ele fiind tensiunea din Washington, pe care nu am pus mult accent, dar totuși am un poem în care exprim acest lucru, adică e o descriere, e aproape ca un pastel al unui oraș care era în stare de protest. Iar o altă poezie pe care aș menționa-o dintre ale mele este referitoare la sentimentul special pe care ni-l dă încălzirea globală. Acest sentiment de limită de care noi ne apropiem vertiginos și care cere foarte multă înțelepciune omenească pentru ca să evităm ce e mai rău. Salut la ora de Zoom, peste două continente și un ocean. Am privit în abis amândouă, abisul ne-a întors privirea. Degetele ni s-au încleștat peste un pumn de cuvinte, de semințe captive, un poem, un descântec. Descântec de trecut calea îngustă. O galaxie moare sub ochii telescopului, muntele înzăpezit al copilăriei se topește până la os în chiar această clipă. Mâine, minutul va fi 59 de secunde. Noi ne pregăteam mai de mult, profesăm arta conciziei, trăim în timp suspendat, timp furat, tempo rubato, fără promisiunea întoarcerii. Am privit abisul și el ne-a suflat în față, palma ni s-a strâns peste mâna de cuvinte din căuș, un poem, un descântec, descântec de oprit poarta ce se închide. 41 de bobi, 41 de frați, voi dacă știți, bine să dați ce ne așteaptă. Într-un alt interviu spuneați că poezia cuprinde totul. La ce v-ați referit?
Eu chiar am încercat să scriu roman. Deci știu din experiență ce nu mi-a plăcut la asta. Nu mi-a plăcut faptul că, sau poate că în prejudecata mea din acel moment, era nevoie de mortar, era nevoie de umplutură și acel lucru mi-a displăcut și atunci am trecut la poezie și, de fapt, materia respectivă a devenit Egloga, care acum câteva luni a fost publicată în traducerea lui Adam Sorkin, Lavinia and Her Daughters. Este, de fapt, un fel de roman în versuri, pentru că eu am eliminat mortarul, am oprit ceea ce mi s-a părut că e esența narațiunii. Această materie ar fi putut, poate ar fi trebuit să fie chiar un roman, dar nu a fost pentru mine. Totuși, după ce o viață întreagă mi-am spus și prin istoria poeziei am și dreptate, că poezia poate să cuprindă totul, a existat totuși o formă care mie mi s-a arătat că e necesară pentru că poezia nu poate cuprinde și asta. Și acea formă a fost dramaturgie, adică a fost teatru. Și știu că ați existat și teatru, aveți și teatru publicat. Da. Ce ne puteți spune despre această pasiune, dramaturgia? A fost fascinantă experiența și este o disciplină extraordinară. Aș zice că e cea mai dificilă formă a scrisului pentru că este testată și de public sau e testată de efectul dramatic. În momentul acesta tocmai am încheiat o lungă secvență de timpul pandemiei pe care l-am dedicat poeziei și mi-am adunat niște materie poetică, însă următorul pas cred că va merge către a lucra din nou pe niște proiecte de teatru. Aș vrea să ne întoarcem puțin la această carte apărută în Statele Unite, Lavinia and Her Daughter, și să ne povestiți cum ați colaborat cu traducătorul Adam Sorkin, care este un bun prieten al României. Da, da. Este un binefăcător al poeziei românești mai ales. Și este un om care cred că are o generozitate unică. Este foarte greu să ajungi să publici în Statele Unite și în Anglia, pentru că o carte a mea tradusă de el a apărut și în Anglia, chiar Paparuda. Trebuie accentuat că și probitatea lui profesională este impecabilă. Întotdeauna va lucra cu un nativ, sau este autorul, sau un alt român care știe englezește cât se poate de bine. Deci, el face traducerea într-un context pur și simplu ideal, adică el este nativul în engleză, dar va avea un nativ în română care percepe toate nuanțele. Este și cazul cu Egloga, i-am opus un fel de rezistență pentru că era foarte greu de tradus Egloga. Egloga este o materie rurală și am găsit soluții. El a colaborat cu mine la traducere, dar l-am admirat foarte mult pentru finețea soluțiilor. Nici în originalul meu românesc nu exagerez cu expresii locale. Ele totuși există, adică e o culoare locală, dar nu exagerată. Și a găsit modalități extraordinar de potrivite în limba engleză. Ce ne puteți spune despre originea dumneavoastră, despre rădăcinile dumneavoastră transilvane, având în vedere că acum sunteți mai mult sau mai puțin un cetățean al lumii, locuind la Washington DC? Poate nu există niciun alt loc pe lume care să valorizeze atât de bine ca Statele Unite originea cuiva. Deci, pur și simplu, e una din întrebările curente când cunoști pe cineva ce origine are. Eu aș zice că originea transilvană ne influențează pe noi într-un mod care uneori poate fi puțin caragios, aș zice, pentru că noi oriunde ne-am duce, tot transilvane rămânem. Și când la 12 ani am venit la București, a fost foarte dureros. Adică un transilvanean jet by jet nu pleacă din Transilvania și nu la București, e locul său. Bineînțeles că în timp m-am îndrăgostit și de acest oraș și nu mai judec în acest fel, dar totuși nu uit sentimentul că Transilvania rămâne în noi. Lasă lucrurile să se întâmple, ființa și trecerea, petreacă-se în voie, viața cu suflul cald, apa în curgere, pe câmp și pe miriște, lasă turnuri să se aplece, mere să putrezească, fântânile să piară, în voie să se petreacă, oameni venind, oameni care pleacă, lasă lucrurile să se întâmple, cu frunzele în cădere,
despărțirile să plouă, bălțile să băltească. La o călătorie într-un univers al culorilor vă invit în minutele următoare, un univers personal și misterios din care pictorul Ioan Iacob dezvăluie frânturi materializate în tablouri. Artistul vizual Ioan Iacob, stabilit în Germania la Düsseldorf, este unul dintre cei mai apreciați pictori români din diaspora și a avut numeroase expoziții în mai toate orașele importante din Germania, dar și în Olanda, Belgia, Luxemburg, Statele Unite, Israel și, desigur, în România. Cea mai recentă expoziție a fost găzduită de Muzeul de Artă din Constanța și a prilejuit întâlnirea noastră de astăzi. Bună seara, domnule Ioan Iacob! Bună seara! Bun venit la TVR Internațional! Vă mulțumesc pentru invitație! Și bine ați revenit în România, țara din care ați plecat cu greu, dar v-ați întors ușor și des, așa cum vă place să spuneți. Am plecat destul de greu. Mi-aduc aminte că îmi era aproape imposibil să-mi imaginez că voi pleca de acasă. Și nu e de mirare, pentru că v-ați născut la Biertan, unul dintre cele mai pitorești sate din Transilvania, un loc foarte frumos. V-ați născut într-o familie mixtă, română-germană. Cum v-a influențat viața această dublă apartenență? Această problemă mi-am pus-o mult mai târziu, la maturitate. În copilărie era firesc să trăiesc în centrul Biertanului, care era german, și la marginea Biertanului, unde locuiau bunicii mei, care era român. Deci eu aveam în copilărie două nume. La bunici mi se spunea Nelu și în centru eram numit Ioan. Deci am crescut la modul cel mai feresc în două limbi, însă după ce ne-am mutat de la Biertan la Medeaș, unde am mers la școală, tatăl meu m-a transferat la școala română. Primele două clase le-am făcut la german la Biertan, așa că dezvoltarea mea ulterioară a fost mai degrabă înspre limba română. Ca să nu pierd partea germană, am luat ore de germană ani la rând. Iar în momentul în care am plecat, am beneficiat de faptul că limba germană nu mi-era străină. Deci am învățat foarte repede, rapid, aș spune eu. Ați plecat în Germania la studii, dacă nu mă înșel, când aveați 21 de ani și ați fost acceptat la cea mai bună universitate din Germania și una dintre cele mai bune din lume. Și asta după ce în România nu ați fost admis la institutele de artă din Cluj și din București, deși ați dat examen de mai multe ori. Care e explicația? Una din explicații ar fi că erau foarte puține locuri. Deci mi-aduc aminte că am candidat la București sau la Cluj pentru 4 locuri sau maximum 7. Asta ar fi una din explicații. A doua explicație ar fi că nu eram suficient de bun. Și a treia ar fi că n-am avut șansa să intru. Și există și o altă explicație legată de faptul că nu aveați un dosar potrivit pentru acea perioadă, având în vedere că tatăl dumneavoastră plecase deja în Germania. Dacă e să judecăm după parcursul dumneavoastră ulterior, parcă mai degrabă am tinde să credem această explicație. Da, este posibil sau ar fi posibil, însă este bine că mai uităm anumite lucruri din trecutul nostru, așa că în momentul de față nu mai contează de ce n-am intrat. Cert este că dacă aș fi intrat, n-aș fi plecat în Germania. Și nu ați fi absolvit această instituție prestigioasă, Academia de Arte din Düsseldorf, unde v-ați format în calitate de artist vizual. Care credeți că sunt cele mai importante repere, lecții pe care le-ați primit acolo? În primul rând a fost uimit, student fiind la început, de felul foarte lejer
în care se derulau lucrurile în Academia de Artă din Düsseldorf, în sensul că nu existau teme. Eu m-am înscris pentru secția, după ce am fost admis, m-am înscris pentru secția de artă liberă, deci ideea mea era să devin artist profesionist liber, deci n-am făcut pedagogie, iar temele erau inexistente. Mi-aduc aminte că o colegă a întrebat profesorul: bun, dar noi ce facem acum? Ce pictăm? Zice, nu știți ce să pictați? Atunci ați greșit secția. Deci ideea era să lucrezi, să demonstrezi că vrei să fii artist și abia după aceea survenea critica din partea profesorului. Și nu întâmplător spuneați într-un interviu că e nevoie de multă căutare pentru ca să-ți descoperi ADN-ul de pictor. Dumneavoastră cum și când l-ați descoperit? Cred că încă îl descoper, sunt pe punctul de a descoperi din nou ceva. Căutarea este, acest lucru este valabil pentru fiecare artist, nu doar pentru mine. La modul personal, cred că încep de la zero sau de la mult sub zero ca să ajungi în faza în care să spui că am reușit să înțeleg ceva. Deci mie mi s-a părut la început o aventură faptul că am aterizat în această profesie. De multe ori nu venea să cred ce se întâmplă, pentru că cu cât înaintezi în materie, cu atât îți dai seama cât de complicată și de ermetică este materia respectivă. Deci este un domeniu nesfârșit. În concluzie, căutarea de sine este, de fapt, demersul esențial în această profesie și cred că nu se termină niciodată. Dar această căutare a început la Düsseldorf, în acest oraș al artiștilor, sau începuse deja de acasă din România? Nu, a început la vârsta de 16 ani, când, de fapt, credeam că voi deveni poeți. Și mergând foarte mult la librărie să văd dacă a apărut o carte nouă, am descoperit un album de artă, albumul pictorului englez William Turner. Atât de tare m-a frapat această carte, încât am mers cu ea pe stradă, răsfoind-o până acasă, și când am ajuns acasă, am decis că de astăzi, începând, voi fi pictor. De acolo mi s-a tras. A fost o decizie fermă? A fost o decizie fermă la 16 ani. Nu aveam creioane, nu aveam hârtie, nu aveam pânză, nu aveam habar. Am crezut doar că și eu pot să fac așa ceva. Deci mi s-a deschis un orizont inimaginabil în acel moment în care am descoperit acea carte. Revenind la activitatea de la Düsseldorf, cum ați reușit să faceți față concurenței din acest oraș și din Germania, în general? Sunt mii de pictori, dacă nu mă înșel, numai în Düsseldorf. Da, mie, în perioada studenției, concurența nu mi-a fost conștientă. Nu am știut că exist, că mă aflu în concurență cu cineva. Mi-am dat seama de anumite trăsături umane din partea colegilor că ar putea exista și așa ceva, că ar putea să existe concurență, că ar putea să existe invidie, dar am reușit să-mi păstrez naivitatea de a crede că eu sunt, că nu am nicio concurență. Dacă am o concurență, poate William Turner sau poate eu însumi. Dar ce vă influențează în primul rând în alegerea temelor pentru tablourile dumneavoastră? Totul mă influențează. Mă influențează aproape totul. Tot ce se află în pictură poate fi o influență, pentru că sunt în diversele picturi ale acestei lumi sunt atât de multe lucruri necunoscute mie. Și dacă mergi cu ochii deschiși prin lume și cu sensibilitatea necesară, atunci nu se poate să nu rămâi impresionat. Iar faptul că sunt impresionat înseamnă că merg acasă și încerc să fac și eu așa. Bineînțeles că eșuez, deplorabil, dar încerc ca să-mi dau seama că nu este trăsătura mea de caracter să fac așa ceva, deci trebuie să mă caut pe mine însumi, și atunci ajungem în punctul inițial în care spun că
ajungi în situația în care trebuie să afli zilnic cine ești. Sunteți, de fapt, considerat un precursor postmodern al lui Diego Velázquez, căruia i-ați și adus un omagiu în acest an prin expoziția Vademecum, prezentată și la București. Cum vă raportați la această asociere? În primul rând, aș face o mică remarcă referitor la postmodernism. Dacă mă credeți, eu nu știu ce înseamnă postmodernism. Nu reușesc să îmi traduc această formulă. Pentru mine există pictura, o pictură care a fost pictată cândva de mult și o pictură care se pictează astăzi. Noțiunea de postmodernism este prea teoretică. Ce m-a interesat la Velázquez a fost faptul că și a organizat pe pânză culorile în așa manieră încât am rămas pur și simplu perplex. Da? Deci este foarte greu de explicat de ce. M-am lovit de o realitate, de o frumusețe uluitoare și n-am mai uitat-o niciodată, dacă vreți, în între ghilimele, dragoste la prima vedere. Eu îl cunosc pe Velázquez de la prima mai ieșire în lume, deci de la 21 de ani. Frumusețea lui m-a frapat în așa măsură încât la vârsta de 30 de ani am avut prima tentativă de a-l interpreta, că n-aș putea să spun că aș fi dorit să-l copiez. Vreau și eu să pictez odată Velázquez. Și mi-aduc aminte că mi-am instalat pe perete două pânze uriașe și am ieșuat deplorabil spre seară. Și am renunțat pentru 15 ani. La 45 de ani am încercat încă o dată, eșecul a fost similar. Și acum câțiva ani, acum vreo 4 ani de zile, mi s-a părut că a sosit momentul să mă dedic lui Velázquez, crezând că între timp mi-am dezvoltat capacitatea de a privi, mi-am ascuțit privirea suficient pentru a mai încerca o dată. Și așa s-a născut acest ciclu. De fapt, nici intenția de a face un ciclu n-a fost premeditată. Eu am vrut doar să pictez o singură pânză. Și de la prima am ajuns la a doua și mi s-a părut insuficient și am zis să mai încerc o dată. Și așa s-a întâmplat că am stat asupra lui Velázquez aproximativ 4 ani de zile și m-am pictat 48, 50, 52 de pânze. Am mai și stricat dintre ele, deci nu mai știu numărul exact. Pânze care s-au bucurat de apreciere de altfel, atât în țară cât și în străinătate. Și recenta expoziție de la Constanța. Ați abordat de altfel o temă care se regăsește și în opera lui Velázquez, tema infantelor. Există și un album și vă mulțumim pentru că ni l-ați adus. Care este povestea acestei serii? La Muzeul Național de Artă din Viena sunt expuse într-o sală mică 5, 6, 7 pânze de-a lui Velázquez. Mi-aduc aminte un portret pe fundal negru, deci cap și mână, restul negru, din pictura lui anterioară, dar predomină cele 4 sau 5 infante. El nici n-a pictat foarte multe infante, cred că sunt 5 sau 6 în total. Iar acolo, în aceste infante, am eu impresia, dar și certitudinea că s-a deslănțuit mai mult decât în toate celelalte pânze, pentru că a avut libertatea de a jongla cu culorile acestor veșminte, care sunt pur și simplu vizual niște diamante, sunt niște vulcani de culoare. Iar portretul în sine al infantelor și mâinile par a fi de rangul 2 în aceste pânze. Deci primordial este o desfășurare de forță uluitoare în cadrul veșmintelor. Acest lucru m-a frapat. Vreau să vă întreb cum v-a afectat perioada aceasta a restricțiilor impuse de pandemie în calitate de artist. Am folosit această expresie în câteva rânduri. Eu cred că am trăit aproape toată viața în lockdown, pentru că am trăit foarte retras în atelier și
Nu mi s-a părut ceva extraordinar să fiu nevoit să rămân acasă. Dimpotrivă, s-au asistat două, trei expoziții și mi-am dat seama că am foarte mult timp. Și am reluat seria infantilor. Zic, e foarte bine, am timp, nu trebuie să mă agravez. Deci n-am suferit nicio secundă din acest motiv, fiind un om care trăiește retras. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru această vizită. Vă mai așteptăm la TVR Internațional și mai ales așteptăm să le oferiți noutăți în legătură cu expozițiile dumneavoastră și românilor care trăiesc în afara granițelor asemenea dumneavoastră, deși în ultima perioadă veniți foarte des în România. Eu vin o dată de două ori pe an și de regulă stau mai mult pentru că locuim și la București o parte din an, soția mea fiind din București. Voi mai face expoziții în România cu siguranță și voi veni destul de des. Vă așteptăm. Și vă mulțumesc pentru invitație. Toate cele bune, mulțumim! Aici se încheie ediția din această seară. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Până la o nouă întâlnire cu cei din A doua Românie, vă urez toate cele bune. La revedere!